Activarea și operaționalizarea modulului specializat de stins incendii de pădure se realizează pentru executarea misiunilor specifice de monitorizare și stingere a focarelor de pe teritoriul Franței în locațiile stabilite de partenerii francezi. Scopul programului vizează reducerea timpului de răspuns în cazul producerii incendiilor de pădure, eficientizarea activității de pregătire a modulelor de intervenție aparținând statelor membre, precum și îmbunătățirea interoperabilității între forțele participante. Despre acest program am fost informați de către purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Porolis-Umsălaj, majorul Lucian Jacodi. În perioada 30 iulie-2 septembrie 2023, Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, participă cu un modul național de specializat de stins la incendii de pădure la un program de prepoziționare organizat de Direcția Generală Protecție Civilă Europeană și operațiuni de ajutor umanitar în vederea consolidării rezilienței autorităților franceze în gestionarea acestui tip de risc. Scopul programului vizează reducerea timpului de răspuns în cazul producerii incendiilor de pădure, eficientizarea activității de pregătire a modulelor de intervenție aparținând statelor membre, precum și îmbunătățirea interoperabilității între forțele participante. Activarea și operaționalizarea modulului specializat de stins incendii de pădure se realizează pentru executarea misiunilor specifice de monitorizare și stingere a focarelor de pe teritoriul Franței în locațiile stabilite de partenerii francezi. Primul contingent, care însumează 40 de pompieri și 3 autospeciale de stingere a incendiilor de pădure, o cisternă, o autospecială de capacitate mare, un microbus transport personal și un autocar, a început deplasarea astăzi 30 iulie pe ruta Arad, Nădlac, Budapesta, Geneva, Marsilia. Suplimentarea tehnicii și a personalului de intervenție va fi realizată în funcție de dinamica situațiilor înregistrate în teren, la solicitarea autorităților franceze, prin mecanismul european de protecție civilă. Schimbarea efectivelor se va realiza în data de 16.08.2022, urmând ca alți 40 de pompieri să înlocuiască personalul din Marsilia. Programul de asistență este finanțat de Uniunea Europeană și a fost prevăzut ca măsură de sprijin pentru comunitățile franceze după incendiile înregistrate anul trecut. Acesta se regăsește în noua politică a Uniunii Europene pentru limitarea incendiilor de pădure din sudul Europei și reunește echipaje operative de stingere din România, Polonia, Slovenia și Austria. Pe baza programului pilot de prepoziționare organizat de Direcția Generală Protecție Civilă Europeană și operațiuni de ajutor umanitar, în 2022 în Republica Elenă și disponibilității declarate de DG ECO de a sprijini și în 2023 prepoziționarea de module specializate de stins incendii de pădure în țările afectate în trecut de incendii, în perioada de vară, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în calitatea sa de punct național de contact, a primit în data de 9.06.2023 solicitarea autorităților franceze de a prepoziționa module specializate în stingerea incendiilor de pădure în lunile iulie și august ale acestui an. Această solicitare a fost transmisă de către IGSU prin Centrul de Coordonare a Răspunsului la Urgență al Comisiei Europene prin intermediul CECIS. În vara anului 2022, prin activarea mecanismului european de protecție civilă, Guvernul României a decis acordarea unui ajutor umanitar extern de urgență în sprijinul autorităților franceze și protecția comunităților afectate. Astfel, timp de o săptămână, un modul de intervenție specializat în stingerea incendiilor de pădure a fost dislocat în Franța pentru susținerea misiunilor din zonele puternic afectate de incendii.